Vă salut, dragii mei, pentru că este joi, vin din nou în fața voastră cu una dintre aparițiile minunate de la Humanita Junior. Astăzi despre Gașca Zurli, 7 povești pentru 7 zile cu Gașca Zurli. Dacă n-ați întâlnit până acum Gașca Zurli, vă propun să o faceți. Ea este creația Mirelei Retegan. Și ca să explic puțin numele care apar pe coperta acestei foarte frumoase cărți, Mirela Retegan este jurnalist, este antreprenor, este om de radio, este antrenor al părinților și autoarea unora dintre cele mai cunoscute și iubite cântece pentru copii din momentul acesta. Maia Sorian este fiica Mirelei Retegan, deci avem aici o colaborare în familie, o colaborare care a dat, iată, acest foarte fain volum, ilustrațiile aparținându-i Paulei Stanciu. 7 povești pentru 7 zile, iată aici autoarele, 7 povești pentru 7 zile, 7 povești care desigur nu sunt doar povești, ci sunt mici portițe, mici căi către înțelepciune, în felul în care ne place să facem asta la Humanita Junior, adică povestind, adică stimulând imaginația, adică punând ceea ce este mai frumos și mai încântător în mintea unui copil la lucru. Sigur, Gașca Zurli face ca orice gașcă zurlie de copii, tot soiul de lucruri, intră în tot soiul de buclucuri, dar nu părăsește absolut niciun moment calea, să spunem așa, sinuoasă și plină de aventuri a înțelepciunii, așa cum se prezintă ea, evident, la vârsta copilăriei. Așa că, dacă vreți să știți ce e cu ursulețul Martinel, ce e cu jocul de basket cu hârtii la coș, ce e cu Lulu care merge la doctor, cu chitara care a fost distrusă de Turavura, de ce s-au certat pentru gogoși sau în ce fel o bilă norocoasă a putut să creeze o poveste, vă recomand să cumpărați și să citiți această carte vreme de o săptămână, în fiecare zi câte o poveste, lăsându-vă evident vrăjiți, fermecați și convinși de forța magnetică pe care poveștile o iau dintotdeauna. Așadar, 7 povești pentru 7 zile cu Gașca Zurli de Mirela Retegan și Maia Sorian este recomandarea mea pentru săptămâna aceasta. Eu vă mulțumesc și ne vedem ca de obicei săptămâna viitoare. La revedere!